Din luna aprilie, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale a demarat reabilitarea podului Giurgiu Ruse. Ca urmare a lucrărilor de modernizare, traficul rutier se desfășoară pe o bandă alternativ, uneori formându-se coloane de autovehicule la punctul de trecere a frontierei către Bulgaria. Aglomerație se produce inclusiv pe DN5 Giurgiu-București, iar în aceste condiții, reprezentanții CNADNR le recomandă șoferilor, mai ales celor de pe tiruri, să aleagă următoarele rute ocolitoare: Calafat rutier, Negru Vodă rutier, Vama Veche rutier, Bechet trecere cu Bacul, Zimnicea trecere cu Bacul, Călăraș trecere cu Bacul. Proiectul prin care se reabilitează podul Giurgiu Ruse are o valoare de 46 de milioane de lei, iar lucrările au fost demarate la începutul verii acestui an. Lucrările constau în înlocuirea integrală a sistemului rutier, plăci betonate și straturi asfaltice. Reluarea circulației pe ambele sensuri era programată pentru primăvara anului viitor, dar, potrivit unor surse din cadrul CNADNR, acest lucru s-ar putea întâmpla la sfârșitul acestei luni.